Ziua bună, dragii mei pofticioși! Vă propun astăzi un desert absolut delicios, Stracciatella Cheesecake. Doar ce-l vezi și ți se face foame, nu-i așa? Și veți vedea, nu e doar delicios, ci și foarte ușor de făcut. E un cheesecake uimitor de gustos, cu bucățele de ciocolată și care are la bază un blat Oreo. Dar nu din biscuiții Oreo, așa cum am fi tentat să credem, ci din Oreo Powder. Iată-l, un sortiment special creat pentru deserturi delicioase. Practic, biscuiții ne rămân să-i mâncăm ca atare, nu mai e nevoie să-i sfărâmăm atunci când dorim un blat de cheesecake. Bun, să ne apucăm deci de treabă. Pentru blat vom folosi deci 250 de grame de Oreo Powder și 70 de grame de unt topit, este topit, dar nu fierbinte. Vom folosi pentru cremă 600 de grame de cremă de brânză și 400 de mililitri de smântână pentru frișcă cu cel puțin 32% grăsime. Vom avea nevoie și de zahăr, am aici 120 de grame de zahăr pudră vanilat. L-am pregătit în casă, am măcinat zahăr și două păstăi de vanilie. Puteți să adăugați aroma de vanilie, de fapt și din extract de vanilie sau chiar zahăr vanilat. Și vom mai folosi, desigur, pentru efectul Stracciatella, 80 de grame de ciocolată amăruie tăiată din cuțit în bucățele mici și 50 de grame de Oreo Crumbs, un alt nou sortiment special creat pentru deserturi, din care vom mai folosi 150 de grame și pentru finisajul prăjiturii. Vom începe așadar cu blatul, deja am pornit cuptorul și l-am fixat la 180 de grade Celsius și pun într-un castron suficient de încăpător 250 de grame de Oreo Powder. Adaug 70 de grame de unt topit și amestec bine pentru că doresc ca fiecare particulă de Oreo Powder să vină în contact cu untul. Într-o formă de tort cu pereți detașabili, cu diametrul de 21 de cm, vom turna această compoziție semi-uscată de Oreo Powder și unt și o vom presa într-un strat uniform. Cel mai ușor este să presăm acest blat semi-uscat cu ajutorul unui instrument cu o suprafață plată și eu am ales un pahar care are baza perfect plană. Puteți să folosiți orice instrumente care vă sunt de ajutor. Ideea este să obținem un strat pe cât posibil de aceeași grosime și bine presat. Odată bine presat, blatul merge în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, unde va rămâne timp de 15 minute. Cât timp e blatul la cuptor, folosim timpul ca să facem crema și vom adăuga în castronul mixerului crema de brânză și toată smântâna pentru frișcă. Cu mixerul începem să omogenizăm crema de brânză cu smântâna pentru frișcă mai întâi la viteză mică. Atenție, smântâna pentru frișcă trebuie să fie foarte rece, de preferabil răcită peste noapte la frigider ca să se bată fără probleme. Și vom observa că în scurt timp compoziția va deveni omogenă și foarte consistentă. Începem să adăugăm treptat zahărul pudră vanilat. Compoziția va deveni mai fluidă și batem pe viteză mare până când compoziția se întărește din nou. Adăugăm acum Oreo Crumbs și bucățelele de ciocolată. Omogenizăm puțin și crema noastră este gata. Am scos și blatul de la cuptor. Faptul că l-am copt 15 minute îl va face foarte crocant și plăcut. Îl vom lăsa acum să se răcorească și nu mai trebuie decât să-l umplem cu crema. Și odată ce s-a răcorit blatul, adăugăm crema. Ador crema asta. Nu doar pentru că e delicioasă, ci și pentru că e atât de aerată, de plăcută și în plus nu conține nici gelatină și niciun fel de alt stabilizator. Dar evident, cel mai important este gustul, care e absolut senzațional. Încercăm să tasăm bine crema, să ajungă peste tot, într-un strat uniform. De aceea putem să și lovim ușor forma de planul de lucru. Și odată ce toată crema a ajuns aici în formă, o vom nivela foarte bine. Insistăm cu spatula până când vom obține un strat perfect uniform. E important să fie bine nivelată compoziția pentru că asta contează mult pentru aspectul final al preparatului nostru. Și deasupra cremei presărăm Oreo Crumble într-un strat uniform. Ei, și suntem gata! Nu-i așa că a mers foarte repede? Bine, nu chiar gata de tot, pentru că înainte de servire, al nostru Stracciatella Cheesecake mai trebuie să petreacă în frigider 3 ore.
După trecerea timpului de răcire, trebuie să scoatem cheesecake-ul din formă și pentru asta încălzim rapid inelul detașabil. Eu folosesc o mică torță de bucătărie, dar puteți folosi și un burete sau un șervet de bucătărie înmuiat cu apă, în apă fierbinte, pe care să îl treceți în mod repetat pe deasupra inelului. Deschidem cu grijă inelul și verificăm să se desprindă de jur împrejur și apoi îl ridicăm. Și iată la final al nostru stracciatella cheesecake. Deja arată foarte bine, dar îl vom face să arate de-a dreptul senzațional dacă îi adăugăm și o ninsoare discretă de zahăr pudră vanilat. Și vă spun un secret. Pentru mine, cel mai plăcut moment atunci când pregătesc deserturi este degustarea. Ceva mă face să bănuiesc că și pentru voi. Vă poftesc așadar la o felie delicioasă de stracciatella cheesecake și vă doresc poftă bună! Și nu uitați, dacă povestea gustoasă de astăzi v-a mers la suflet, abonați-vă la canalul de YouTube Laura Laurențiu, unde vă aștept mereu cu noi povești și idei delicioase. Stați pe aproape!